Ia uite, frate, ăsta i-au pus cătușii, ia uite aici. Javier Peña vine aici la noi? Da. În Mexic? Da, filmezi? Da. Reclama sneakers. Reclama sneakers. Sneakers. Aici este micuța noastră căsuță, micuțul nostru apartament din Playa del Carmen. Am ajuns aseară pe la ora 20. 20 și ceva. 20 și ceva, am plecat ieri dimineață la ora 5, deci după foarte multe ore am ajuns aici. În acest video, pentru că ne grăbim și pentru că nu avem timp să stăm în Playa del Carmen, o să vă arătăm așa cam cum se preinstă lucrurile pe aici extraordinar de repede, pentru că în două zile trebuie să plecăm în Cancun, iar apoi mai departe și toată povestea cu Cuba. Practic de aici, din partea asta, ajungem în zona centrală și cea mai importantă de aici. Locul ăsta cred că e un fel de cinematograf, ceva de genul ăsta. Arată foarte bine. Și plaja este în partea aia. Inevitabil nu ne puteam întâlni cu acela decât fratele meu, Daily Sugar. Uite-l aici, e Daily Sugar. Suntem bucuroși că a lăsat după el pentru Playa del Carmen, Mexic. Și ăla ești tu, Vlăduț? Da. Nu, da? Nu, aceea este Andreea. Exact asta este strada principală. Mamă, frate, dar e altceva, frate, locul ăsta. Adică față de ceea ce suntem neobișnuiți la ultimele două săptămâni, locul ăsta e altceva și nu e atât de scump. Asta e interesant, că nu e deloc scump, e un loc extrem de accesibil. Mamă, și băi, sunt niște gagiși pe aici. Nu știu dacă sunt de aici sau sunt turiste, dar oricum arată într-un mare fel. Uitați, deci magazin, evident nu se putea fără Victoria's Secret, că se poate declar. Să luăm pe aici. Așa, acum trebuie să vedem. Mergem ori în partea aia, ori în partea aia. Hai încolo, că pare mai interesant. Aici nu e cine știe ce plaja. No, gracias. Ia uite pe ăștia, frate. Aici bărcile. Și în partea asta lumea face masaj. Dar apa asta dacă se ridică puțin, i-a rupt ăștia în două, ai nebuniți? Hola, hola. No, gracias. Mamă. Ia, ai grijă aici. Uite, sunt hoteluri din astea, dar mi se pare că... Bine, ăsta arată bine, e drăguț. Dar ce mi se pare ciudat e că... Sunt foarte îngrămădite, frate, aici. Deci mega, mega, mega îngrămădite. Și de exemplu, ca să trec pe aici, nu pot să spun că îmi place chestia asta foarte mult. Adică e hotelul aici și mare aici. Oceanul. Aici începe să arate mai ok. Relativ așa. E ceva mai plăcut. Dar plaja e mică, frate. Vreau să văd plaje din aia mare. Uite-te și tu. Cum să stau așa aici îngrămădit? Mi se pare foarte, foarte, foarte îngrămădit. Cred că cea mai marfă plajă pe care am văzut-o până acum, în afară de ce avem noi în România, știu că o să vă luați de mine, dar eu repet, plaja din România este foarte mișto, litoralul pe care îl avem noi. Cea mai mișto a fost în Copacabana, cred. Da, a fost cea mai mare, frate. Eu vreau plajă mare, cu foarte mult nisip, astfel încât să pot să, nu știu, să mă întind pe acolo, să nu simt că sunt sufocat. Zona aceasta, Playa del Carmen, se află undeva la vreo 30 de kilometri de aeroport și mai departe undeva la vreo 70-80 de kilometri de Cancun. Am ajuns aici și am decis să ne oprim aici pentru că eram foarte obosit aseară și am rezervat apartamentul pe care îl avem acum. L-am rezervat pentru două nopți. A, uite, aici arată bine, aici e cool. Viața de noapte de aici, din Mexic, am făcut research frumos pe cluburi, pe viața de noapte și oamenii stau foarte, foarte, foarte bine. Adică probabil pe cele mai bune
țări din America Latină pe care să le vizitezi, legat de viață de noapte. Și de seară, după ce mergem în cameră și după ce vlăduți, stă și se bagă ca un copil cuvinte la nani. La nani, tata iese. Băi, și să-și facă Damblaua din nou. Damblaua din nou pe Mexic, asta e Damblaua 2.0 pe Mexic. Asta pare a fi un fel de loft, ceva de genul ăsta. Aici e mai bine, măcar ai cât ai de aici până acolo. Ai vreo 7 metri, ceva de genul ăsta, care e ok. Ia să vedem cât costă o masă, uitați aici. $18. $18 pentru o oră de masaj, frate. În Cambodgia era $1. Body massage, $1. Foot reflexology, $1. Niște prețuri extraordinar de mici. Deci o oră de masaj în The Kingdom of Cambodia, ca să fim, să păstrăm adevărul istoric și prezent, ce-i drept, $1 și aici este $18. Acum sunt curios să văd câți dintre voi au atenția foarte bine dezvoltată și câți dintre voi și-au dat seama că astăzi sunt uns complet dubios. Am fost cu voți azi dimineața să ne tundem și am explicat de acolo, am spus exact cum vreau să mă tundă cap-coadă, cum vreau să arate freza mea și la un moment dat m-am întors scaunul, deci cum ar veni oglinda era aici și am întors scaunul și ăsta cu spatele și îl tăia aici. Și la un moment dat am văzut pe fața lui Vlăduț apocalipsa și am zis, wow, ce se întâmplă? Și când m-am întors am văzut, frate, că omul luase aici mai mult, dar doar până aici, știți, cum a venit puțin aici. M-am oprit și am spus că în partea asta să nu ia la fel pentru că se vede oribil și vedeți, nu e chiar așa de nașpa, dacă le-au și l-aranjez puțin, poate să fie acceptabil. Încă unul care nu a înțeles ce vreau de la el și cum s-a gândit el să-mi taie mie părul până aici? Spuneți-mi, vă rog frumos, cum îți poate veni așa ceva în minte? Să tai părul exact până aici. Nu mai contează, e bine. Suntem bine, nu e niciun fel de problemă. Mergem înainte pe acolo și facem stânga. Da, pe acolo vreau să zic. Uite, la acum e 7:46. La ora, da, uite pe aici. Shuttles and tours aici. Nu pot intra? Nu. Ce am intrat când am regresat? Nada más para poder abordar el terminal. Oh, ok. Ok, entiendo, no hay ningún problema. Da, deci nu avem voie să intrăm, decât dacă avem bilet de ăla, să mergem pe Cozumel. Cozumel, dacă nu mă înșel eu, este o insulă care e mai încolo, ceva de genul ăsta. La vreo oră de mers de aici, cu feribotul. Dar uitați-vă ce culoare e mișto pe să iabă apa. Arată moarte. Ce e interesant despre Mexico este că această țară, tocmai pe 2 decembrie, deci exact pe ziua de 2 decembrie, asta e, mă, că voiam să văd ceva în partea aia, vină încoace. Exact pe 2 decembrie, această țară a primit avertizare pe Mae, adică până atunci era strict avertizarea de Zika, nu știu ce, e prezentă de prin, nu știu, 2015, ceva de genul ăsta. Și alte versiuni sunt de astea simple, gen, aveți grijă să nu umblați noaptea, bla, bla, bla. Da, e, ideea este că de pe 2 decembrie au băgat o avertizare de asta specială, prin care recomandă. Ok, gracias. Yes, what country? Somos de Romania, Europa. Yeah, Europa. Si tu, de aquí? Yes, sir. Mexicano, de claro aquí. Que sí. Mexicano. Para servirles, hermano. Yo tengo bote ahí para llevarlo. Bote para ir a dónde? ¿Dónde podemos ir de acá? Mira, de aquí. Sí. A Cozumel. Cozumel, que es una isla, ¿no? Es una isla, hermano, mira. Ok, a ver. Te lleva aquí. Así. A 2 cuadras, yo tengo un bote. Bote, ok. Te doy cerveza y cocas gratis. Coca, ok. Nos vamos a las arrecifes. Esa es la segunda más grande del mundo, hermano. Okay. Este es el bote. El bote. Con un vidrio, okay. Aquí. Chelas. Ok. 3 arrecifes, 45 minutos en cada arrecife. Okay. Son 4 horas. 4 horas. O sea, normalmente a otras personas son $70 por persona. A ustedes, 2 por $70. 2 por $70. Sí. Ajá. Ok. Chelas gratis. Mira, trabajo aquí. Estoy certificado. Beer. Ah, cerveza. ¿Qué dices? Chela. ¿Tú tomas cerveza? Sí, por supuesto, sí, pero no sabía que se llama también chela. Ay,
beer, cerveza, chela. Ah, ok, muchas palabras. Okay. Ah, sí, estoy para servirte, mi rey. Cualquier cosa, aquí trabajo en BM Tours. Ah, ya, ok, ¿cómo se llama? BM Tours. Ah, BM Tours, aquí. Okay. Acabo de llegar aquí, como we arrived here like a couple of hours ago. So couple of hours we're just ago? Walking, pero tenemos como muchos días aquí. Okay, so. My name is Sergio. Sergio. Anything you need, I can get you a little bike over there because the island is 67 kilometers. Okay, so big island. It's a big island and you can't get lost because it's just a road like this. Only in the city, but like you just take the straight road, visit the tequila factory. Okay. Go to the Mayan ruins, you go to the beach club. 67, caminando no se puede. No se puede. Yo me canso. Que tenemos que alquilar una de estas, mira. Yeah, a bike. Small bike. Small bike, algo así. Oh, okay. For you, $35. Okay. $35 US. For both. For both. Just $135. Okay. Muchas gracias, Sergio. Claro que sí, hermano. Okay, bye. Deci, cine a luat omul ăsta, că uitați-vă la... Ăsta e Dani Mocanu de Mexic, care e lângă mine acum. Da. Fii atent aici. Deci, tipul ăsta ne-a zis așa, că în mod normal costă $70 de persoană, dar ne face reducere doar pentru noi la $70 două persoane. Îți dai seama că dacă voiam să negociez, că eu puneam să zic că se poate, că nu știu, dau 40 și aia era. Da, mamă, ce asta aici, statuia asta? Ia uite, ce mișto arată asta. Ah, ce tare arată piața asta aici, frate, cât de frumoasă poate să fie. Uite aici niște indigeni, nativi. Bine, îți dai seama că nu sunt. Mamă, cât de tare arată aici. Acolo sunt eu, știi cine e acolo sus? Eu cu Hoa, când ne vedem în Cuba. Pe bune? Ești cu Hoa. Ne-am unit după mări și după țări. Vă duceți, este responsabil cu Instagram-ul. Așa, să-mi continui să vă povestesc. Deci au băgat ăștia avertizare din aia confort, căreia, frate, nu e de recomandat să intrăm în Mexic decât dacă e necesar. Adică ei zic, dom'le, evitați orice fel de deplasare din asta dacă nu este necesară. Să fii turist aici nu e necesar, dar faza cu avertizările astea este așa, nu știu, cu duș întors. Pentru că... Ce poate să fac cu avertizarea de asta? Să te facă să nu mai călătorești? Să stai acasă? Trebuie eventual să vii și să ai puțină grijă. Asta cred că e cel mai important lucru. Ia să vedem aici ce fac. Ce trebuie să duc în spate. Uite pe oameni ăștia. A, uite mă, păi acolo sus, ești nebun? Bă, ești nebun? Nici eu nu i-am văzut. Ia uite-te. Toată lumea este blocată, se uită la băieții aia. Așa, acest loc, într-adevăr, este, nu pot să zic turistic, este ultra turistic, dar până la urmă vorbim de o stațiune, da? Ce nu e deloc mare. Poftim? Și de o țară ca Mexic, nu o Nicaragua. Da. Foarte, foarte, foarte turist. Ok. No, gracias. No, me grave. Por qué? Pero yo estoy grabando aquí, es ok. Bye. Auzi, Lea, ce, că să nu filmez că lucrează? De jos. Ia mai sunt în Adidas. Aha. Ia să sunt dacă îmi comentează ăștia, că n-am voie să mă uit. Da. Îi luăm așa, rapid. Ia să, de exemplu, că sunt ăștia. Bine, nu știați curios, nu-mi plac. Ăștia. Ia să vedem cât sunt. Sunt 1799. 1799 de pesos. E vreo 18 pesos un dolar. Deci aia sunt undeva la $100, ceva de genul ăsta, adică așa. Bă, să știți că am văzut că pe oriunde am fost până acum, pe oriunde am călătorit, am văzut că prețurile la Adidas și la haine sunt în principiu cam aceleași. Cu foarte mici variații din astea. Mamă, deci e super tare, frate, acolo e într-un fel, aici e în alt fel. Uite, ai Starbucks aici. Uite, semnul. Uite, United Colors of Benetton aici. Asta ce e, mă?
Aici se cumpără bijuterii. Aha, uite aici, Bershka, Mold. Mamă, deci de pe plajă ajungi cumva și intri într-un mall. Dar nu v-am povestit, frate, ce am pățit ieri. Ia uite ce scuter a luat ăsta. Ce mișto arată. Ăla. Wow. Ce frumos ăsta, frate. Tot la la poliția tiene algo así aquí? No, hay unas más grandes. Más grandes que eso. Más grandes. Okay, otro modelo, otro bistro, un más grande, más fuerte, sí. Más fuerte. Ok, gracias, Toledo. Așa. Le v-am povestit, frate, ce am pățit. Deci, când am ajuns în Belize, așa pe scurt, pe Vlăduț, în primul rând, la intrarea dinspre Guatemala în Belize. Stai că am luat pe piața de bicicliști. Așa, la intrarea dinspre Guatemala către Belize, l-au luat băieții la întrebări, l-au dus în spate undeva și au cerut o mică șpăguță de $40 pentru a lăsa în pace. Și eu am zis că, bă, a fost pe seama faptului că, nu știu, l-a văzut cu tatuaje sau... Pentru că eram amândoi și pe mine nu m-au întrebat nici pe ăla sau după care la ieșirea din Belize către Mexic, ne-a luat amândoi și ne-a dus în spate, ne-au frecat ei acolo o grămadă de întrebări. Problema a fost că n-a înțeles șeful de la Immigration Office, nu a înțeles scrisul ăsta. Da. Și a stat să verifice scrisul, să compare scrisul cu informațiile din baza lor de date și evident cu ceea ce scria pe laptop. Cred că am stat lejer 20-25 de minute și pe urmă ne-au zis, bine, ok, puteți să plecați, dar să completeze el din nou foaia. Da, și după ce am completat aia iar, tipul de acolo m-a întrebat ceva de genul, cum am ajuns de stăcături din Japonia în Honduras. Tres playeras por 100 pesos, amigos, aprovechen. La compra que tenemos que pagar. Tenemos grandes promociones, amigos, como en la compra de dos botas le damos la playera gratis. Ia uitați aici ce salariu se dă pentru un vânzător, 1166 pe săptămână, frate. Ce, mă? Pe săptămână. Păi dacă 1800 sunt $100, 1000, da, 800 de dolari, asta gândesc, înseamnă undeva la vreo $60 pe săptămână, ori 4, $240 pe acolo, da? Mamă, frate! $240 pentru un vânzător? Cam asta trebuie să-i prețul, nu gândesc, înseamnă undeva la vreo 10 milioane pe acolo. Mamă, frate! Și probabil că te muncesc destul de mult pentru banii ăștia. Vedeți-vă câtă lume e aici, frate! A, și uitați altă fază tare, aici stă lumea la rând pentru a lua aceste colectivos pe care le au oamenii până acasă, de aici până acasă. Ia uite, frate, ăsta i-au pus cătușe, ia uite aici. Nu știu cât de bine fac acum că filmez aici, dar uite, frate, i-au pus cătușe și l-au pus pe om la pământ. Iar asta este zona unde stăm noi, avem acolo, evident, un magazin Mega Image, exact. Aici încă un magazin Super Aki. Nu știu ce vrea exact să fie magazinul ăsta. Iar apartamentul nostru este undeva în partea aia. Hai repede să nu ne calci colectivul ăsta. Așa, apartamentul care stăm acum este mega ieftin. Dăm undeva la vreo 120 de lei sau 110 lei cu tot cu taxe pe noapte, deci restul undeva la vreo 90 de lei în mod normal, dacă l-am fi negociat fără taxe. Dar stăm aici doar 3 nopți și n-avea niciun sens. Ok, cred că ăsta o să fie, nu știu dacă mai fac un vlog din Cancun. Nu știu, nu cred că fac. Cred că în Cancun nu o să fac altceva decât o să trag cadre și o să pregătesc Cuba. Seria de videouri de Cuba. Da, deci ăsta este ultimul video de dinainte de Cuba. Exact, da. Acum mi-am dat seama, acum mi-a picat fisa, că acesta este ultimul video de dinainte de Cuba. Da, și singurul vlog din Mexic cu noi doi înainte de Cuba. Da, exact, pentru că după asta Vlăduț pleacă în România. Eu nu m-am axat foarte mult pe vloguri aici în Mexic, pentru că stau cu Hoa, avem o grămadă de timp aici, o stăm vreo 2 săptămâni. Deci e timp după asta, aici nu știu ce, cred că dansează majoretele. Așa, ok, acestea fiind spuse, la final, să ne țineți pumnii pentru Cuba, abia așteptăm să ajungem acolo. O să facem niște vloguri foarte interesante, pentru că o să mă axez pe lucruri turistice și pe lucruri pe care trebuie să le faci neapărat în Cuba. O să vorbim despre bani, despre internet, despre o grămadă de chestii, ok? Plus, evident, și daily vlogurile cu care deja v-ați obișnuiți.
Acestea fiind spuse, căutați și pe domnul Vlad Steiner Vlad pe Instagram. Deși să vedem dacă va putea să-și acceseze Instagram-ul foarte mult în Cuba, chestie care probabil nu se va întâmpla. No puedo. Iar eu sunt Cătălin _ Unpack Your Life, Backpack Your Life. Iar noi ne vedem din țara domnului Che Guevara. Pa!